Cuvinte zilnice ale lui Dumnezeu. Astăzi vă atrag atenția astfel de dragul propriei voastre supraviețuiri, pentru ca lucrarea mea să progreseze lin, astfel încât munca mea inaugurală, de-a lungul întregului univers, să se poată efectua cât mai corespunzător și perfect, dezvăluind cuvintele, autoritatea, măreția și judecata mea oamenilor din toate țările și națiunile. Lucrarea pe care o fac printre voi este începutul lucrării mele în tot universul. Cu toate că acum sunt deja zilele de pe urmă, înțelegeți că zilele de pe urmă nu este decât un nume pentru o epocă. La fel ca și epoca legii și epoca harului, aceasta se referă la o epocă și indică o epocă întreagă, mai degrabă decât ultimii câțiva ani sau luni. Cu toate acestea, zilele de pe urmă sunt destul de diferite de epoca harului și de epoca legii. Lucrarea zilelor de pe urmă nu se desfășoară în Israel, ci printre neevrei. Aceasta reprezintă cucerirea oamenilor din toate neamurile și din toate triburile din afara Israelului, în fața tronului meu, astfel încât slava mea în tot universul să poată umple întregul cosmos. Este pentru a putea obține glorie mai mare, ca toate creaturile de pe pământ să transmită slava mea fiecărei națiuni pentru totdeauna, din generație în generație, și toate creaturile din cer și de pe pământ să poată vedea toată slava pe care am dobândit-o pe pământ. Lucrarea desfășurată în zilele de pe urmă este lucrarea de cucerire. Nu este îndrumarea vieților tuturor oamenilor de pe pământ, ci încheierea pe pământ a vieții de 1000 de ani de suferință nesfârșită a omenirii. Ca o consecință, lucrarea zilelor de pe urmă nu poate fi la fel ca cele câteva mii de ani de lucrare în Israel, nici ca deceniul de muncă în Iudeea, care apoi a continuat de-a lungul multor mii de ani până la a doua venire a lui Dumnezeu. Oamenii din zilele de pe urmă se confruntă numai cu reapariția Mântuitorului în trup și primesc lucrarea personală și cuvintele lui Dumnezeu. Nu vor trece 2000 de ani înainte ca zilele de pe urmă să se sfârșească. Ele sunt scurte, ca în timpul în care Iisus a realizat lucrarea epocii Harului în Iudeea. Acest lucru se datorează faptului că zilele de pe urmă sunt încheierea întregii epoci. Acestea reprezintă încheierea și sfârșitul planului de gestionare, de mântuire de 6000 de ani a lui Dumnezeu și încheie călătoria de suferință a omenirii. Ele nu duc întreaga omenire într-o epocă nouă și nu permit ca viața omenirii să continue. Aceasta nu ar avea nicio semnificație pentru planul meu de gestionare, de mântuire sau pentru existența omului. Dacă omenirea ar continua așa, atunci, mai devreme sau mai târziu, ar fi în întregime devorată de diavol, iar acele suflete care îmi aparțin ar fi în cele din urmă pierdute în mâinile lui. Lucrarea mea durează doar 6000 de ani și am promis că controlul celui rău asupra întregii omeniri va dura de asemenea nu mai mult de 6000 de ani. Și astfel timpul expiră. Nici nu voi continua
și nici nu voi întârzia mai mult. Pe parcursul zilelor din urmă, îl voi desființa pe Satan. Îmi voi lua înapoi toată slava mea și voi revendica toate sufletele de pe pământ care îmi aparțin, astfel încât aceste suflete aflate în dificultate să poată scăpa din oceanul suferinței. Și astfel va fi încheiată întreaga mea lucrare pe pământ. Începând cu această zi, niciodată nu mă voi mai întrupa pe pământ și niciodată Duhul meu atotstăpânitor nu va mai lucra pe pământ. Voi face doar un singur lucru pe pământ. Voi reface omenirea, o omenire care este sfântă și care este cetatea mea credincioasă pe pământ. Dar știu că nu voi anihila întreaga lume și nici nu voi anihila întreaga omenire. Voi păstra acea treime care rămâne, treimea care mă iubește și care a fost complet cucerită de mine, și voi face ca această treime să fie roditoare și să se înmulțească pe pământ, precum au făcut sub lege israeliții, hrănindu-i copios cu oi și vite și toate bogățiile pământului. Această omenire va rămâne cu mine pentru totdeauna. Totuși, nu este omenirea jalnic de întinată a zilelor noastre, ci o omenire care este o adunare a tuturor celor care au fost câștigați de mine. O asemenea omenire nu va fi coruptă, perturbată sau împresurată de Satana, și va fi singura omenire care există pe pământ după ce am triumfat asupra Satanei. Este omenirea care a fost cucerită de mine și mi-a câștigat promisiunea. Și astfel, omenirea care a fost cucerită în zilele de pe urmă este de asemenea omenirea care va fi cruțată și va câștiga binecuvântările mele veșnice. Va fi singura dovadă a triumfului meu asupra lui Satan și singurul câștig al bătăliei mele cu Satana. Aceste prăzi de război sunt salvate de mine din sfera Satanei și sunt singura cristalizare și singurul rod al planului meu de gestionare, de mântuire, de 6.000 de ani. Ele provin din fiecare națiune și confesiune și din fiecare loc și țară din tot universul. Acestea sunt de rase diferite, au limbi, obiceiuri și culori ale pielii diferite și sunt răspândite în toate națiunile și confesiunile globului pământesc și chiar în fiecare colț al lumii. În cele din urmă, ei se vor uni pentru a forma o umanitate completă, o adunare de oameni care nu poate fi atinsă de forțele lui Satana. Cei din întreaga omenire care nu au fost mântuiți și cuceriți de mine se vor scufunda tăcut în adâncurile mării și vor fi arși de flăcările mele mistuitoare pentru toată veșnicia. Voi nimici această omenire veche și extrem de murdară, la fel cum i-am nimicit pe fiii întâi născuți și vitele Egiptului, lăsând numai israeliții care au mâncat carne de miel, au băut sânge de miel și și-au marcat pragul de sus al ușilor cu sânge de miel. Nu sunt oamenii care au fost cuceriți de mine și aparțin familiei mele și oamenii care, de asemenea, mănâncă din carnea mea a mielului și beau din sângele meu
al mielului și au fost răscumpărați de mine și mi se închină, nu sunt astfel de oameni întotdeauna însoțiți de slava mea? Cei care sunt fără carnea mea, a mielului, nu s-au scufundat deja tăcut în adâncurile mării? Astăzi ei mi se opun și astăzi cuvintele mele sunt la fel ca cele rostite de Iahve, fiilor și nepoților lui Israel. Cu toate acestea, duritatea din adâncul inimilor voastre înmagazinează mânia mea, aducând mai multă suferință peste trupul vostru, mai multă judecată asupra păcatelor voastre și mai multă furie asupra nedreptăților voastre. Cine ar putea fi cruțat în ziua mâniei mele când vă purtați astfel cu mine? Nelegiuirea cui ar putea scăpa ochilor mei mustrători? Păcatele cui ar putea eluda mâinile mele, ale celui atotputernic? Sfidarea cui ar putea scăpa de judecata mea, a celui atotputernic? Eu, Iahve, așa vă vorbesc vouă, descendenților familiei neevreilor. Iar cuvintele pe care vi le spun depășesc toate cuvântările epocii legii și epocii harului. Și, cu toate acestea, sunteți mai împietriți decât toți oamenii din Egipt. Nu păstrați mânia mea când lucrez într-o odihnă? Cum ați putea scăpa nevătămați după ziua mea, a celui atotputernic?